Victor Ponta face o profeie, PSD nu va intra în turul 2 la alegerile prezidențiale. Fostul premier Victor Ponta a lansat o profeie, într-un interviu pentru Stiripesurse.ro. Ponta susține că Liviu Dragnea va candida categoric la alegerile prezidențiale, însă aceasta va fi un adevărat dezastru pentru PSD, care nu va prinde turul 2. Categoric Liviu Dragnea va candida la alegerile prezidențiale. Ceea ce este un dezastru pentru PSD, pentru ce e prima dată când PSD nu va intra în turul 2. Interesul lui este ca niciun alt lider din partid să nu crească, ca să fie dorit în locul lui la prezidențiale, a declarat Victor Ponta, pentru Stiripesurse.ro.